A început școala, dar nu pentru toți. Pentru prima dată din 1989, în România s-au înscris la școală sub 3 milioane de elevi. Abandonul școlar a ajuns la cote alarmante. 25% din elevii care merg la școală în mediul rural renunță la cursuri. În municipii, 6% nu ajung la finalul ciclului preuniversitar, iar în orașele mici, rata abandonului este de 17%. Acest risc ridicat de abandon școlar indică nevoia de măsuri speciale pentru programele școlare din mediul rural. Se pare însă că mediul rural continuă să fie la fel de puțin atractiv pentru cadrele didactice, în ciuda promisiunilor legate de obținerea unor bonusuri la salariul de bază. Cu toate că au fost promise și la acest început de an școlar, bonusuri și sporuri salariale acordate pe bază de proiecte încă nu sunt măsuri concrete, a declarat deputatul PNL Marilen Pirtea, rector al Universității de Vest din Timișoara. Potrivit Eurostat, aproape 20% din elevi nu ajung la liceu. Abandonul școlar și calitatea îndoielnică a sistemului au dus la o rată a analfabetismului funcțional de 40% în rândul elevilor de 15 ani. Discriminarea e și ea un factor important în declinul învățământului. Din cei 60.000 de copii cu dizabilități care au ajuns la vârsta școlară, o treime dintre ei sunt neșcolarizați. Asta pentru că nici școlile speciale, nici cele de masă nu sunt dispuse să-i accepte. În cazul copiilor romi, statistica e și mai îngrijorătoare. 44% din copii care au între 7 și 11 ani au abandonat școala. În cazul celor care au între 12 și 16 ani, rata abandonului a ajuns la 65%. România este singura țară din Uniunea Europeană care are profesori necalificați. 4.700 de astfel de persoane lucrează în sistemul de învățământ. Potrivit statisticilor, aproape 3.900 de unități nu au autorizație sanitară de funcționare.